Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special, prima noastră întâlnire din acest an 2015. Iată că de la precedenta noastră întâlnire, acum fix două săptămâni, s-a schimbat prefixul anului, dragi prieteni. Ne-am luat adio de la 2014 cu bune, cu rele, cu lucruri frumoase, cu lucruri mai puțin frumoase, cu speranțe, cu dezamăgiri, dar și cu regrete. Dragi prieteni, iată-ne din nou bine, sănătoși, după această pauză de iarnă, o vacanță în care am intrat și diferite ramuri sportive de aici din Telorman. 5 ianuarie, reluăm întâlnirile dedicate sportului telormanean. Avem un invitat pentru noi astăzi, după cum vedeți și pe burtieră, nu mai este un secret pentru nimeni de la deschiderea emisiunii, Călin Pistoia, porter de antrenor, dragi prieteni. E o emisiune dedicată invitatului nostru din această seară, un tânăr antrenor din Telorman, care încearcă ușor-ușor să-și consolideze o carieră de antrenor profesionist, care au fost până acum meandrele, întâmplările și realizările, sau mai puțin realizările, în cei câțiva ani de antrenorat ai lui Călin Pistoia. Vom vedea în această emisiune, vom vedea cum decurge pregătirea teoretică, e nevoie și de așa ceva, mai ales că acum lucrurile s-au mai schimbat, nu se mai obțin licențele de antrenor la fel de repede și vom afla și ce planuri are pentru viitor Călin Pistoia. Dragi prieteni, încă o dată, Călin Pistoia, antrenorul prezentat în această seară la Sportul Special. Bună seara și la mulți ani! Domnule profesor, ați avut până de curând o activitate foarte, foarte diversificată. Sunteți profesor de educație fizică și sport de ceva ani de zile. De asemenea, ați început să și antrenați destul de tânăr. Pentru cei care se uită la fotbalul județean, te știu mai mult de la Buzescu. Da, de la fotbalul pe care îl practic din postura de jucător. Să spun un scurt istoric, sunt profesor din anul 2011 și tot de atunci am început și cariera de antrenorat, de antrenor. Odată cu luarea postului meu de profesor la școala gimnazială Mavrodin, am încercat să formez o echipă acolo și am și reușit pe Triumf Mavrodin. Trebuie să spun, ea este prima echipă pe care am antrenat-o în cariera mea de antrenor. Urmând ca după, am fost numit antrenor secund la Universitatea Alexandria. Și acum cochetez și cu Federația Română de Fotbal pentru unul dintre loturile reprezentative ale României la fotbal feminin. Hai să le luăm treptat. Lumea te știe în special de la Buzescu, dar și de la Universitatea Alexandria, pentru că deja a căpătat greutate și consistență acest club, Universitatea Alexandria. Ai devenit profesor de educație fizică și sport în 2011 și până între probabil primele tale inițiative acolo la Mavrodin a fost să faci o echipă de fotbal, Triumf Mavrodin, o echipă de copii, o asociație între școală și primărie. Da, o asociație între școală și primărie. Asta a fost și ideea mea. Chiar când am mers în școală, am fost la domnul director și am spus că eu vreau clasa cu cei mai mulți băieți, pentru că vreau să fac o echipă de fotbal. Dânsul când mă știa că joc fotbal, că eram de mic, cu dânsul mi-a fost și profesor acolo la școală și chiar i-a surs ideea, a fost încântat și a fost de acord cu mine, m-a sprijinit și așa a luat naștere Triumf Mavrodin, formată din copii născuți în anul 2003, numai din școala Mavrodin și de la școala gimnazială Călinești. Domnule profesor, ați plecat de la Mavrodin, ați plecat de la școala din Mavrodin, din Mavrodin ați plecat. Da, din Mavrodin am plecat de acolo. Așa. Clubul, sau mă rog, dumneavoastră, v-ați îndepărtat de Triumful Mavrodin după 2 ani. Da, este Cum este a fost adevărat. Ăștia 2 ani? Ce a însemnat, ce ați reușit să faceți, ce n-ați reușit să faceți? Este adevărat, m-am îndepărtat și sincer am un sentiment așa de regret pentru că am lăsat copiii acolo, chiar îmi este dor de ei. Să vă spun cum a început, prima dată am ajuns la școală ca și profesor de educație fizică, așa cum am spus mai devreme,
Am început să fac selecția între ei. I-am selectat pe cei care am crezut că pot să practice fotbalul. Și am făcut un meci amical cu o echipă de vârsta lor de la Clubul Sportiv ale Alexandria. În primul meci, chiar mă uitam la ei, nu știau să stea în teren, nu prea aveau ideile despre joc. Și ușor, ușor am încercat să le implementez ceea ce înseamnă fotbalul, să le spun, practic să-i învăț fotbalul. După 2 luni de zile de la formarea acestei echipe, am participat cu ei la trofeul Gheorghe Ola din județul nostru și spre surprinderea multora dintre oameni de aici din fotbalul din Alexandria și din județ, am reușit să câștigăm trofeul Gheorghe Ola pe faza pe județ, urmând mai apoi să participăm la faza zonală reprezentând județul la Târgu Jiu. Acolo am jucat împotriva unor formații precum Zlatina și Râmnicu Vâlcea, unde cu Zlatina am pierdut cu scorul de 5-0, iar cu Râmnicu Vâlcea am reușit să câștigăm cu scorul de 1-0. După această perioadă unde am jucat fotbalul pe teren redus în 5 plus 1, i-am înscris în campionatul de juniori anul următor și acolo am obținut cu ei rezultate destul de bune, reușind să ne clasăm la sfârșitul campionatului pe locul 3. Cam aceasta este istoria cu triumful din Mavrodin. Copiii acum momentan sunt la Clubul Atletico Roșiori. Domnul profesor de acolo, Sandu Gheorghe, s-a arătat interesat de ei și că vrea să lucreze cu ei, iar eu i-am îndrumat să lucreze cu dânsul. Domnule profesor, toate aceste întâmplări, competiții la care ați participat timp de 2 ani, dumneavoastră nu vă mai ocupați de triumful Mavrodin, mă rog, poate din motive obiective, pentru că nu mai predați acolo. Mai știți ceva ce se întâmplă cu ideea care a stat la baza acestei Este echipe? nu mai, nu mai, nu s-a mai interesat nimeni, copiii, dacă eu practic nu-mi dau interesul pentru ei, altcineva n-a venit să mă sprijine. Am mai avut un prieten din Mavrodin care m-a sprijinit cu mingi, cu echipamente, dar atâta tot. Eu suportam cheltuielile de arbitraj, cheltuielile de transport și așa mai departe. Nimeni n-a venit să mă susțină. Le suportați din buzunarul propriu sau aveți iarăși? Aveam o relație cu școala, puneam și eu o parte din buzunarul meu și școala mai dătea, dar atâta tot. Altcineva nu s-a mai interesat de copii. Și e dureros pentru că era o generație bună și copii foarte, foarte talentați. Domnule profesor, o parte dintre copii sunt la Atletico Roșiori, la Da. domnul profesor La Sandu domn. Da. Gheorghe, care are o experiență în lucru cu juniorii. Cât sunt acolo și cât au rămas pe Maidan? Dintr-un efectiv de 13 jucători care îi aveam la Triumf Mavrodin, 6 jucători sunt la Atletico Roșiori, 2 jucători sunt la CSS Alexandria, iar restul au rămas acasă din motive obiective, unii părinți îndrumându-i spre carte, alții neputând să mai țină pasul cu fotbalul. Ruperea de școala din Mavrodin trebuia să însemne automat și ruperea de triumf Mavrodin? Da, vă dați seama pentru că nu mai puteam să mai continui deja. În activitatea mea de profesor, pe lângă activitatea de profesor, eram și antrenor la Triumf Mavrodin, plus că sunt antrenor și la Universitatea Alexandria. Iar dacă am plecat de acolo, de la școala din Mavrodin, automat trebuia să renunț și la echipa Triumf, pentru că nu puteam să fac față
cu mai multe Vă mai bate gândul angajamente. să mai înființați astfel de echipe pe la școlile pe la care predați? Sau, apropo, v-ați găsit un loc anume, să nu mai plecați așa după 2-3 ani, v-ați titularizat? Că Nu, contează și lucrurile astea. deocamdată nu sunt titular, sunt suplinitor. Iar sincer să vă spun, acum sunt profesor la școala din Băbăița și chiar mă bate gândul și acolo să înființez o echipă. Cu toate că unii copii talentați am îndrumat să vin aici la cluburile din Alexandria, dar începând din anul ăsta mă bate gândul să înființez și acolo o echipă de fotbal. Nu e rău, dar dacă peste 2 ani vă titularizați la turnul Măgurele, să zicem, sau, nu știu, la... Vom trăi și o mai vedea Îi lăsați iarăși, îi lăsați iarăși orfani? nu știu ce să zic. Așa este în viață. Trebuie să pleci, trebuie. Știți că în viață continuitatea e totul, mai ales Da. cu copiii. Sincer, îmi pare rău. Chiar mă gândesc de multe ori stau și mă gândesc la acei copii de la Târgu Mavrodin, oare ce mai fac, ce mai vorbesc cu ei destul de des, pentru că acum sunt rețelele astea de socializare, Facebook și așa mai departe și mereu îmi scriu că ce mai fac, că le dor de mine și așa mai departe, dar viața merge înainte, ei trebuie să înțeleagă unele lucruri, cu toate că și eu cum am spus mai devreme, am un sentiment de regret pentru că m-am despărțit de ei. Ați format Triumf Mavrodin, lumea vă știa înainte de treaba asta ca jucător de fotbal. Ai cochetat și cu fotbalul profesionist la un moment dat, fiind foarte tânăr. Este adevărat, De ce cu n-ai continuat sau multă te-ai apucat de carte și tu? cei apropiați, prietenii și colegii mei apropiați știu cum eram înainte, știu și cum sunt acum. Mai slab. Sunt mai gras cu vreo 10 kg. Așa. Am început fotbalul de la vârsta de 9 ani. Am avut ca prim antrenor pe domnul Radu Ilie la CSS Alexandria. Și am continuat să joc fotbal și până în ziua de astăzi, însă în cariera pe care am vrut să o urmez, am întâmpinat foarte multe accidentări și accidentări destul de serioase. La vârsta de 14 ani mi s-a întâmplat un accident nu tocmai plăcut la un meci de fotbal. Am suferit o accidentare destul de gravă, o dublă fracturie de tibie și peroneu, care a făcut să stau pe bancă timp de un an de zile. După ce mi-am revenit după accidentarea aceasta, nenorocirea a făcut să întâmple să mă îmbolnăvesc de hepatita A, o hepatită ușor transmisibilă din câte știu eu. Și practic aceasta a fost punctul culminant al carierei mele de fotbalist, să zic așa, cu toate că nu eu nu mă consider ca fiind fotbalist. Apoi am mai încercat să mai revin în circuit. Am jucat din nou la grupele de copii și juniori de la Alexandria. Am încercat să merg și la alte echipe, dar din cauza accidentării suferite a fracturii de tibie și peroneu, n-am putut să continui să mai fac fotbal de performanță. Însă am jucat la echipe de la noi din județ și iar în perioada când eram la facultate am evoluat la o echipă din Ilfov. Ai prins și Liga 3-a. Aici, la Alexandria, da, la Puțin, dar... puțin, dar am prins. nu știam povestea cu Da, hepatita foarte, foarte puțin dintre. și cu dubla fractură de Da. tibie și peroneu, pentru că te știam după teren, acum, foarte determinat și... Acum nu se mai observă chiar așa Sau poate mult. ai uitat și nu mai ți-e frică să... Nu mai mi-e frică, am pentru reușit că e groaznic. asta, da, țin să mulțumesc și domnului antrenor care venea și făcea pregătire cu mine separat, domnului Sorin Albeanu, care acum este antrenor secund la FCM-ul din Alexandria. Chiar atunci când, după ce am revenit, după accidentare, și dânsul era nou la club, și venea și făcea pregătire cu mine separat înainte de începerea antrenamentului celorlalți colegi ai mei. Bun, domnul profesor,
Până la urmă, cu fotbalul practicat de dumneavoastră, am văzut ce s-a întâmplat. Ați făcut triumf Mavrodin, vă mai bate gândul să mai faceți o echipă școlară Da. care să mai faceți puțin valuri așa, un an, Să doi, sperăm trei, că... depinde și cu încadrarea posturilor de la inspectoratul școlar. Dacă vă plimbă așa prin tot județul, e mai complicat să prindeți rădăcini undeva. La Universitatea Alexandria, acolo ați avut cele mai mari succese ca din postura de tehnician, de antrenor. Și se pare că pe latura asta a fotbalului feminin v-ați găsit până la urmă făgașul. Da, este... Vreau să vă întreb, înainte, nu regretați un pic de ce fotbalul feminin? Bun, a fost o ofertă, s-a prins, v-ați atașat, ați avut succese, Da. succesul te face să te atașezi de un anumit proiect, de o anumită activitate, dar nu vă bate gândul acum, băi, puteam să merg pe altă linie. Sunteți foarte tânăr, poate, pentru o echipă Drept de să vă băieți. spun, chiar nu n-am ținut cont că e fotbal feminin, că e fotbal masculin. Pe mine m-a interesat doar să antrenez, să prind experiență, să acumulez și să cresc în valoare. Odată cu echipele pe care le antrenez, să cresc și eu în valoare odată cu ele. De ce Universitatea Alexandria și nu altă echipă? Pentru că aici mi s-a oferit șansa să antrenez. Iar în tot ceea ce am făcut pentru acest club, am pus suflet și pun în continuare. Și văd că și ceilalți care sunt în jurul meu, și domnul președinte și jucătoarele, ne asemănăm ca ființe, ca și caractere. Adică suntem oameni sufletiști care punem suflet în ceea ce facem și deocamdată să se văd rezultatele, pentru că e foarte greu să obții aceste rezultate în condițiile în care lucrăm noi. Aveți salariul la Universitatea Alexandria? Nu, Sincer. nu am. Bun. Nici fetele de la Nici Universitatea fetele, Alexandria n-au. nimeni nu Nimeni nu câștigă, are salariul la Universitatea Alexandria. nu are niciun beneficiu, numai plăcerea de a juca fotbal și de a antrena. Surprinzător este pentru că am participat la banchetul de promovare. În vară, în iarnă l-am ratat. Asta este. A fost mai greu Sunteți cu. invitați în vară. În vară, la play-off La sau play-off, la promiteți play-off. ceva. Nu E mai ușor concepem în vară. altceva decât play-off. Așa, am observat, majoritatea erau fete care erau din prin județ sau care erau de mult aduse, însă erau și fete de pe la București, așa, mi s-a părut un grup foarte atașat, de vârstă apropiată, dar și cele mici și cele cu mai multă experiență erau un grup și ați reușit să le păstrați pe toate, Da. chiar dacă unele au plecat pe la facultate. În orașe în care există echipe de fotbal feminin, ați reușit să. Ceea ce e o mare chestie, adică, spre exemplu, Nicoleta Deca, că despre ea discutam Mai înainte devreme, de da. emisiune, da? Ea nu e din Telorman. Ea a venit aici Da. la rudele ei, așa, și acum a plecat la facultate la Craiova. La Craiova există o echipă de fotbal, Real Craiova. Și a rămas în continuare să facă pregătire și să evolueze pe Da. Universitatea Alexandria. Nicoleta Deca, înainte să vină la noi, a avut o ofertă de la Real Craiova, ea nefiind legitimată nici la noi și nici la alt club. A venit timp de o vară, făcea naveta de la țară din județul Olt, din Seaca, până la Alexandria și a ales să fie alături de noi. Când a venit, i-am spus care sunt planurile mele, gândurile mele cu Universitatea Alexandria și dacă vrea să facă parte din planurile mele și s-a arătat interesată și așa că a rămas la Alexandria. Și nu numai ea, sunt foarte multe fete care sunt din afară, unele s-au mutat aici la Alexandria, exemplul Alexandrei Nica, o fată din Râmnicu Vâlcea, care e plecată de foarte mult timp de lângă părinți, este elevă aici la noi la Liceul Tehnologic numărul 1 din orașul nostru și vine zi de zi la antrenament. Un alt exemplu, Oana Dumitrache, care este studentă în București și a ales să vină la noi la fotbal. Ana Maria Vasile Boldeiu, Ana Maria Neagu, Ruxandra, care sunt studente, eleve în București și aleg să vină să joace fotbal pentru noi. Fără bani. Fără bani să vină să joace de plăcere. Au simțit și ele pe propria piele pentru că aici este un proiect destul de serios și vor să ia parte la acest proiect. Drept dovadă, se vede că nici în pauza competițională din vară, nici acum,
Nici o fată nu și-a dorit să plece, din contră, el își dorește să rămână alături de echipă și să facem performanță, să facem performanță aici. Domnule profesor, în vară vă doreați mai multe jucătoare, ați primit doar două. Da, ce drept de la Galați, o portăriță foarte bună. Nu, scuză-mă puțin. În vară mi-am dorit mai multe jucătoare, a venit decât una, portărița de la Viitorul Buzău. Viitorul Buzău. Ce vorbeam mai devreme cu celelalte două fete. Vă mai doriți jucătoare? Mi le doresc în continuare. Purtăm discuții cu ele acum, în iarnă, nu în vară. Urmând să vină la pregătire, începând cu data de 20 ianuarie. Sunt jucătoare care au evoluat pentru Oțelul Galați, o echipă care actualmente, din păcate, s-a desființat. Sunt două jucătoare libere de contract, probabil că nu mai aparțin de niciun club. Da, sunt două jucătoare care anul trecut ne-au fost adversare în lupta pentru promovare. Ele evoluând la Oțelul Galați, așa cum ați mai spus mai devreme. Pentru toată lumea, Oțelul Galați s-a desființat în această iarnă, iar jucătoarele lor au devenit libere de contract. Iar noi ne-am arătat interesați de serviciile acestor două jucătoare. De ce doar două? Păi, am considerat că decât de ele avem nevoie. Eu vreau să promovez și fetele de la junioare, pentru că și acolo avem o grupă destul de talentată. Anul trecut reușim să ieșim campion național cu ele la Under 14. De fapt, chiar am promovat trei dintre ele, pe Dița Andreea, Ionescu Florentina și Gologan Georgiana. Mă scuzați, și Andra Delcea. Deci patru dintre ele le-am promovat la echipa mare, fac antrenament cu cele mari. Au reușit să joace și pentru echipa mare, Andreea Diță fiind o revelație. O revelație și o jucătoare destul de promițătoare pentru fotbalul de la noi din țară. Am plinit 14 ani încă nu? Am plinit 14 ani în noiembrie, are buletin. În noiembrie, da, are buletin. Da. E alexandreancă, de unde e? Este alexandreancă, da. Bun. Domnule profesor, rezultatele pe care le-ați avut în ultima perioadă cu Universitatea Alexandria, un galop de sănătate, anul trecut prin seria a doua sau seria sud. Seria sud a ligii întâi de fotbal. Liga a doua a fotbalului feminin, promovarea în fanfară în Superliga, comportament onorabil acolo în Superliga Națională de Fotbal Feminin, locul 5. O să discutăm și despre ce s-a întâmplat meci cu meci, dar sunteți în atenția oficialului de la Federația Română de Fotbal, un for fotbalistic care, iată și la noi, începe să acorde tot mai multă atenție în fotbalului feminin. Sunt proiecte, sunt programe de pregătire a antrenorilor, a arbitrilor, sunt cantonamente care se fac tot mai des pentru fotbaliste. Se încearcă dezvoltarea acestui fotbal feminin. E un trend, se pare, la nivelul Europei. Evident, în față de țările dezvoltate din Europa, România este mult în urmă, sunt mulți pași de făcut. Sunt câteva enclave în România care au reușit să facă pași serios spre civilizația, spre ceea ce înseamnă civilizația fotbalului feminin la nivel european, dar în rest sunt cam pilda asemănătorului, multe semințe aruncate, rămâne de văzut cum va fi recolta. Sunteți unul dintre tinerii tehnicieni aflați în vizorul oficialilor de la Federația Română de Fotbal pentru pregătirea loturilor naționale. Ați dat de-a lungul acestor ani foarte mulți, 2-3 ani, 2 ani, jumătate, 3. 2 ani. 2 ani de când există Universitatea Alexandria, ați dat multe jucătoare la loturile naționale, ați făcut performanță și cu Universitatea Alexandria și ați fost acolo, sunteți în anturajul Federației Române de Fotbal. Cum a început povestea cu Federația Română de Fotbal și în ce context s-a născut? Da, este adevărat. Să vă spun cum a început. În vară am luat parte alături de încă doi colegi de-ai mei la o acțiune a lotului național Under 15. Am fost solicitat de președintele executiv de la fotbalul feminin, domnul Alin Cioban, care este și președintele Olimpiei Cluj, să merg pentru a pregăti
naționala Under 15 în vederea disputării a două meciuri amicale cu reprezentativa Moldovei Under 15. Am mers la Mogoșoaia. Acolo fetele deja au mai susținut un meci amical în Moldova, urmând ca la noi în România să se dispute returul, O revanșă. o revanșă cum ar veni. Ele deja se cunoșteau, am făcut cunoștință cu fetele, iar ce să vă spun, acolo am trăit o experiență frumoasă, unde m-am simțit cu adevărat antrenor. Toate fetele erau prezente la antrenament, condiții extraordinare și relația cu ceilalți colegi de asemenea extraordinară. V-am spus mai devreme, am fost trei colegi. Niciunul dintre noi nu s-a considerat ca fiind antrenor principal, antrenor secund. Toți ne întâlneam înainte de antrenament, după antrenament ne spuneam ideile și așa reușeam să conducem antrenamentul și să ne înțelegem destul de bine. Practic am avut o colaborare destul de bună cu ceilalți, atât cu fetele cât și cu ceilalți colegi. Să le spunem telespectatorilor noștri că la nivelul fotbalului feminin există o reprezentativă națională de senioare Da. și loturi mai tinere, under 19 și under 17, constituite deja în mod oficial cu pregătire, cantonamente și programe. Under 15 e în faza de proiect. Under 15, da, este în faza de proiect, un proiect pe mai mulți ani. Practic, pentru Naționala Under 15, care este anul acesta, jocurile oficiale urmând să se dispute abia din toamnă. Deci toamna Toamna anului 2015. 2015, da. Până atunci, disputând meciuri de pregătire. Bun, a spus că a fost o experiență, într-adevăr, v-a simțit antrenor, mă rog, la federație, chiar dacă, iată, și în fazele premergătoare unui proiect e altă atmosferă acolo la federație, orice s-ar spune. În ce relație ați mai rămas cu federația? Ce ați mai făcut pe acolo, dacă mai aveți contacte cu ei și solicitări? Da, vorbesc destul de des cu domnul președinte, mă ține la curent cu acțiunile care se întâmplă în legătură cu fotbalul feminin de la federație. O altă întâmplare pe care am avut-o și asta dă noti, asta se Se leagă. Se leagă de relația mea cu Federația. În vară am pregătit și lotul Under 17 timp de o săptămână la una Sugatag în Maramureș. Revenind la relația cu Federația, am fost informat că în luna ianuarie o să fiu chemat acolo pentru a susține un interviu de încheierea contractului între mine și federație ca selecționer al unei selecționate de junioare. Nu se știe dacă e Under 15, 17 sau 19. Nu se știe care dintre ele, dar o să fiu chemat pentru interviu. E concurență mare pe acest sector al fotbal, al antrenorilor de fete în federație. Adică, în afară de, eu știu, domnul de care ai spus, care e antrenorul la Olimpia și se ocupă și la federație de Da, pregătirea domnul te. Mirel Albon este antrenorul selecționatei mari la senioare și coordonatorul Loturilor. loturilor de junioare. Da, sunt foarte, foarte mulți antrenori din fotbalul feminin care își doresc, la fel ca și mine, să ne facem o carieră în antrenorat și sunt interesați și ei să antreneze loturile naționale. Domnule profesor, ați spus că ați avut până acum colaborări, ați avut contacte cu Federația Română de Fotbal în două situații. În pregătirea Under 15, ați fost acolo un triumvirat de trei Da. antrenori și apoi ați condus antrenamentele fetelor de la Under 17. În ambele situații, atunci când ați
ați lucrat cu fetele de la Under 15, cât și cu cele de la Under 17, erau alexandrenice în loturi? Da, am avut fete și la Under 15 și la Under 17. Avem și la Under 19 și unele dintre ele au cochetat și cu Naționala Mare. Să le luăm pe rând, la Under 15, Universitatea Alexandria este reprezentată de Dița Andreea și Ionescu Florentina. La Under 17, clubul nostru are ca reprezentante pe Nica Andreea și Boldeiu Ana Maria. La Under 19, Iulia Săvescu, Ana Maria Vasile și Alexandra Nica. Iar la Naționala Mare, Nicoleta Deca a fost singura care a fost selectată până acum. E mai complicat, se pare, la Naționala Mare. De unde vin jucătoarele care formează prima reprezentativă la fotbal feminin? În principal, de la Olimpia Cluj. Deci, în principal, adică se cam identifică în inimă cu Olimpia Cluj. Da, da, da. Majoritatea fetelor sunt de la Olimpia Cluj. Bun. La Universitatea Alexandria ați reușit în această perioadă destul de scurtă, pe lângă promovarea cu prima echipă, să o numim așa, mă rog, fetele care îmbracă săptămâna aceea tricou de la Universitatea Alexandria, aveți, cred că, cea mai tânără echipă din Superliga Națională de Fotbal. Nu cred că e altă mai... Mi-a spus că ați avut meciuri în care ați băgat jucătoare de 13 ani. Da, da, da. Așa, bun. Mai sunt zone, eu știu, orașe în care fotbalul feminin a luat amploare atât de rapid cum s-a întâmplat în Alexandria. Nu vorbesc de Olimpia, Universitatea Tehnică din Cluj sau echipa din Târgu Mureș. Nici chiar Timișoara. Da. Vă referiți la ascensiunea pe care am avut-o la în perioada asta? La ascensiune și la faptul că dezvoltarea a fost nu doar pe verticală, a fost și pe orizontală, pentru că ați reușit să faceți echipe secunde pe diferite grupe de vârste care au reușit să confirme la turnee finale. Sunteți campioni cu fetele, spre exemplu. Suntem la Under 14, Under 12, Under 10. Ați câștigat turnee și la Alexandria, Under 15 în sală. Deci ați reușit nu doar să participați, ci chiar să vă încrunați acolo cu laurii victoriei. Mai se întâmplă astfel de lucruri? Din câte știu eu, o echipă, vorbeam și mai devreme de Oțelul Galați, am încercat să-și înființeze sau să aibă o echipă de fotbal feminin, iar după un an jumate, după cum v-am spus mai devreme, s-au desființat. Sunt multe echipe care încep să aibă contact cu fotbalul feminin, dar sunt puține acelea care rezistă, pentru că fotbalul feminin nu este așa de popular cum este cel masculin. Din câte știți și dumneavoastră. La noi, la Alexandria, noi am încercat să punem bazele încă de jos. Și așa cum am zis mai devreme, avem rezultate de la junioare până la cele mari. Dacă nu avem o bază, nu putem să avem continuitate. Dacă nu avem baza făcută. Nu putem să aducem fete din altă parte, pe cât timp cele de la noi din Alexandria nu poate să joace și așa mai departe. Dacă nu avem junioare să le creștem alături de celelalte de senioare. Bun, Oțelul Galați, echipa asta de fotbal feminin care s-a desființat, depindea de clubul de fotbal mare, da. Oțelul Galați? Da, da, da. Deci era practic o secție, o anexă? Era o secție a Oțelului Galați. O echipă care ar fi trebuit să aibă bani în mod normal și cei care se uită la fotbal înțeleg acest lucru, pentru că iată că nici echipa mare... Am înțeles că este insolvență și mai mult ca sigur va avea mari probleme să salveze de la retrogradare din Liga 1 de fotbal. Am înțeles. Deci asta era experimentul cu Oțelul Galați. Restul pe la celelalte, cum stau cu junioarele? Excludem Clujul și Târgu Mureșu. Că... Clujul are echipă de junioare. De restul, din câte am văzut la ultimele turnee la care am participat, au început să-și facă echipe și Real Craiova și Henio Prundul Bârgăului, Iași și-au mai făcut echipă la Târgoviște, la fel sunt echipe bune la junioare. Spre uimirea mea, din Liga 1, CFR Timișoara și CS Braz nu au grupe de junioare. Nu există un regulament general al federației care să impună
Încă nu sunt informat dacă trebuie să aibă. Că de obicei cam obligau echipele să facă un anumit număr de grupe. Domnule profesor, ați defilat în Liga 1, în Seria Sud, la fotbal feminin, cu o echipă foarte tânără. A mai crescut puțin, nu Da. foarte mult. Nu foarte mult ca și vârstă, dar cu siguranță experiența acestui tur și început de retur de campionat, pentru că ați disputat și meciuri din Din retur, contând da, pentru returul trei etape. 3 etape. Sunt 8 echipe în Superliga Națională de Fotbal Feminin. Două, hai să spunem, trei dintre ele se detașează. Sunt Plutonul, nu ca tare, nucleul fotbalului feminin din România, Olimpia, Universitatea Tehnică, cea care este pe primul loc și are 25 de puncte, ASEA Târgu Mureș, 25 de puncte, poziția a doua a clasamentului, și CFR 1933 Timișoara cu 16 puncte. Echipa pe care ați reușit chiar să o Da. învingeți cu Eu țin să te 3-0. contrazic decât două echipe importante la momentul acesta în Superliga Națională de Fotbal Feminin, Olimpia Cluj și ASEA Târgu Mureș. Restul echipelor sunt echipe de valori apropiate. Drept pentru care și noi ne aflăm la distanță destul de mică și de CFR Timișoara și de Henul Prundul Burgăului. Echipe care au Prundul Burgăului și Timișoara, 16 puncte, dumneavoastră ați acumulat 14 puncte. Ați făcut meciuri foarte bune, unele surprinzător de bune, unele înfrângeri așteptate, dar parcă nu atât de Da, parcă nu drastic. atât de usturătoare. Este adevărat, am și pierdut puncte, Ați și câștigat puncte. am și câștigat puncte, dar eu zic că poziția din clasament este una destul de bună, având în vedere fetele și experiența lor. Cu toate că puteam cu mai multă concentrare și cu mai multă atenție puteam să terminăm și noi în primele patru. Însă nu trebuie să facem o tragedie din asta, ci după cum am spus și mai devreme, obiectivul meu este clasarea în primele patru echipe ale campionatului. Asta ar însemna o participare în play-off. O participare în play-off, da. Ca nouă promovată ar fi fără îndoială o performanță. Domnule profesor, când vă veți reuni? Când se va reuni? Fetele sunt în vacanță, au luat vacanțe de la școală, s-au întors acum pe la A, licee. unele din ele s-au întors. Unele la licee, altele au plecat sau vor pleca la facultate. Când se va reuni lotul Universității Reunirea Alexandrene? lotului va avea loc pe data de 20 ianuarie la Liceul Tehnologic numărul 1 Alexandria, pentru că acolo ne desfășurăm activitatea sportivă. Da, acolo Acolo avem baza noastră. v-ați făcut o casă Da. din complexul liceului Rulmentu Tehnic. Da, Liceul da, Tehnic da. numărul 1, Rulmentul, cum Rulmentu, știe toată cum lumea, știe da. toată lumea, o bază frumoasă, un stadion primitor. Da. V-am și vizitat acolo Da, odată. ați venit, da. Mai sunt fete prin cămin pe acolo? Da. Cazate? Da, Și fetele de la cantonamentul e noi. tot acolo. E aproape, da. Se trezesc E și imediat ies la alergat. pe teren. Pe 20 ianuarie, e devreme, e târziu pentru pregătirea primului meci pe care aveți Pe pe 1 1 martie în martie. cupă, un meci reprogramat din decembrie. Da, este adevărat, s-a amânat meciul de cupă pe care trebuia să-l disputăm pe data de 3 decembrie împotriva echipei CSS Târgoviște pentru data de 1 martie anul curent. Consider că este o perioadă destul de mare pentru a acumula și pentru a pregăti sezonul care urmează. Avem la dispoziție 6 săptămâni în care trebuie să ne pregătim pentru meciurile ce ne așteaptă și pentru îndeplinirea obiectivului propus. Primul meci pe 1 martie, veți merge la Târgoviște pentru meciul de cupă, faza a doua a Cupei României la fotbal feminin, după care pe 8 martie, 1 Da. martie, 8 martie, să aveți florile Și și mărțișoarele. mărțișoare la fete. Jucați acasă cu Henio Prundul Burgăului, o echipă care este imediat deasupra dumneavoastră în clasament cu 16 puncte, două mai mult decât Universitatea Alexandria. E decisiv meciul ăsta cu Henio
Pentru obiectivul dumneavoastră personal. Este decisiv pentru obiectivul meu, dar nu și pentru echipă, nu și pentru noi. Însă eu am încredere în fetele pe care le pregătesc și care îmi sunt alături, pentru că vom putea să obținem un rezultat destul de bun și să ne arătăm valoarea față de candidatele noastre la accederea în play-off. Până la reunire, până pe 20 ianuarie, nu mai puțin, dar nici foarte mult, așteptați și rezolvarea situației cu cele două fotbaliste pe care vreți să le aduceți la Galați? Da, normal. Deja am purtat discuții cu ele și le-am spus că le așteptăm la reunire. Nu, se pare că aveți lipici la, mai ales acum e mult mai ușor, sunteți în Superligă, dar mă gândesc cum v-ați dat la masa negocierilor. Universitatea Alexandria nu este Olimpia Cluj, acolo unde se dau salarii bune chiar și se asigură. Da, și noi, aici e o familie mare, poate că aici, da, destul de primitoare. Noi încercăm să, da. Noi le spunem fetelor exact, nu încercăm să le mințim cum au venit și ne-au spus că au fost pe la alte echipe și că au fost mințite și că nu vor să se mai ducă. Noi le spunem de la început care sunt ideile noastre, dacă sunt de acord cu ele și dacă vor să facă parte din proiectul nostru. Cu fetele de la Galați am discutat, le-am spus ceea ce este la noi, ce condiții avem și dacă sunt de acord. Au spus că au mai primit oferte de la încă două cluburi de la noi din Superliga, însă prima variantă suntem noi și a spus că pe data de 20 ianuarie deja vor să vină la pregătire. Sunt jucătoare care au terminat de curând junioratul sau sunt consacrate? Nu, sunt jucătoare consacrate, cu experiență. Da, asta, păi mă gândeam că și așa, aveți pe aici... Avem, chiar făceam un calcul în vacanță, în această vacanță, stând și făcând și lotul și programul de pregătire pentru perioada de pregătire. Vârsta medie de la noi din lot e sub este 18 ani. 18 ani. 18 ani, da. 18 Eu am ani. Zis sub 18, dar e 18 ani. 18 ani. Am vorbit de loturile și jucătoarele care compun aceste loturi de tineret. Am vorbit pe larg, dar vreau să vă întreb la Universitatea Alexandria. Aceste loturi pe care le-ați dus în diferite turnee, aceste loturi de junioare, eu am văzut antrenamente de la echipa mare. Ele cum? Aveți ședințe de pregătire separat cu ele? Vă întâlniți mai rar? Nu sunt în oraș? Vin, nu știu, cum faceți cu ele? Junioarele încerc să le adun la sfârșit de săptămână și să fac două, maxim trei antrenamente cu ele. Este adevărat, antrenamentele nu sunt asemănătoare cu ale senioarelor. Sunt antrenamente separate față de celelalte, pentru că senioarele au un nivel, junioarele sunt la nivel. Și încerc să adaptez antrenamentele respectiv vârstei respective. Deci nu mă întâlnesc zilnic cu ele în cursul săptămânii? Nu. La sfârșitul săptămânii încerc să vin și cu junioarele, în schimb senioarele au 4, 5, chiar 6 antrenamente cu jocul pe săptămână. Mă rog, senioarele sunt... Așa zisele, senioare. Da. Bun. Domnule profesor, discutăm puțin și despre filiera teoretică. Îmi place, sunteți profesor, știți că pe la BAC când mergeam, filiera teoretică, da. Filiera tehnologică, care ar mai fi reală, acele erau profilurile, cred. Aveți niște diplome de antrenor, ați început de vreme școlarizarea. La momentul actual, sunteți fericitul posesor al unei diplome de ce fel? Sau licențe de antrenor? În antrenorat, licențe. Am licența B pe care am obținut-o în vara acestui an. A fost o vară foarte încărcată. Bă, observ da. Acum. Stând de vorbă cu mai mulți prieteni, chiar făceam o retrospectivă a anului 2014 și iar pentru mine, pe plan profesional, chiar a fost un an destul de bun. Un an destul de bun. Aveți licența B, asta însemnând în traducere liberă, așa pentru profanii? În traducere liberă, antrenor secund la Liga 2, Liga 3, antrenor principal Liga 4, fotbal feminin, copii juniori. Am înțeles. Bun.
doriți să continuați sau care sunt planurile de viitor? Planurile de viitor. Nu, cu chestiunea asta, cu pregătirea teoretică, pentru că am văzut multe discuții că, domne, poate să stea sau nu poate să stea pe bancă și așa mai departe. Eu cred că fotbalul, până la urmă, uneori ține și dincolo de licențe. Ele te ajută și, mă rog, trebuie oarecum reglementată situația. Dar am văzut mari oameni care au reușit abia pe la pensie să-și ia ultimele licențe. Este adevărat. Ce vreți să faceți în continuare cu pregătirea asta? Adică veți merge mai departe? Care e următorul pas? Vreau să progresez și cu pregătirea. Nu mă mulțumesc doar cu licența B. Chiar am fost interesat să mă înscriu, pentru că știam că în toamnă sunt cursurile pentru licența A, dar și la noi, la antrenori, trebuie să avem o perioadă de pregătire, de practică, cum se spune. Iar după 2 ani de la obținerea licenței B, poți să te înscrii la licența A. Dar în ăștia 2 ani trebuie să profesezi. Deci trebuie să ai activitate. Trebuie să ai activitate, da, efectivă, timp de 2 ani. Vă și grăbeați să o luați și pe asta? Da, chiar vreau să să iau. Vă grăbiți așa. Da. Domnule profesor, știu că ați primit oferte de la echipele de fotbal feminin. Nu mai dezvoltăm iar povestea. Cine și când a venit cu ofertele respective, v-a tentat, că asta v-am întrebat undeva și la începutul acestei întâlniri, v-a tentat cumva și fotbalul masculin? Și dacă vă tentați în continuare, dacă ați primit acum o ofertă de la una dintre echipele de Liga 4, sunt tot mai puține, e greu acum. Drept să vă spun, ați merge? Cu un an în urmă am primit ofertă și de la o echipă de Liga 4. Îi putem spune, mai există în competiție? Da, există. E bine, da. Pentru că era posibil. Să antrenez echipa de juniori, nu echipa de seniori. Din ceea ce îmi doresc eu, nu aș da curs unei oferte de Liga 4. Pentru că așa gândesc și așa este normal pentru mine. Așa consider eu că este normal. Poate greșesc, poate nu greșesc. Însă la Liga 4 nu poți să faci performanță. Eu performanță numesc la nivel național. În schimb, la noi în județ nu... Sunteți foarte drastic. Nu sunt. Nu sunt. Știți de ce? Pentru că nu vă câștigați existența din meseria de antrenor. Acum a zis că la Universitatea Alexandria nu da, dar salariu. Eu fac de plăcere asta, însă nu consider că nu pot să antrenez la Liga acolo. 4. Nu mă consider antrenor dacă antrenez la Liga 4. Pentru că vin decât sâmbătă la meci și fac echipa. Nu e peste tot așa? Se mai întâmplă și altfel de cazuri. Ați primit cu siguranță un salariu și girați acel loc, pentru că acum nu mai merge așa oricum, toată lumea se ocupe acele locuri. Cum mai stă cu... suntem pe final, cred că mai avem 2-3 minute. Tare declarare, la Liga 4 nu ești antrenor. Da, nu-mi place. Nu-mi place. Câte meciuri ai jucat pentru Rapid Buzescu? Da, am jucat în foarte puține, foarte puține meciuri, pentru că nu mai pot să mai fiu alături de ei, fiind implicat și cu Universitatea Alexandria, am fost nevoit să merg în deplasări alături de echipă și am jucat în foarte puține meciuri, cred că în 5 sau 6 meciuri am jucat. 11 toate au fost alea oficiale, luate în calcul. Da. Deci 5 sau 6, da. Și atunci am jucat destul de puțin, pentru că nemai venind la pregătire și nemai fiind alături de colegi. S-au schimbat multe și la Rapid. Da, și s-au schimbat în bine chiar. S-au schimbat în bine, unde a fost un tur de campion foarte ciudat și interesant așa, dacă pentru chibiți. S-au produs rupturi pe acolo unde nu te gândeai, s-au produs lucruri foarte frumoase acolo unde te așteptai poate mai puțin din experiența anilor trecuți. La Buzescu te așteptai mai puțin. A fost adus un antrenor care a adus și jucători și care a adus un alt suflu. Da, e altceva față de anii trecuți. Da, La noi la Buzescu este o atmosferă destul de plăcută. S-a schimbat în bine, în bine totul. Și chiar acum chiar să te lași așa ușor-ușor de ușor-ușor, ce de să facem? Trecem în partea cealaltă. Chiar stăteam de vorbă cu domnul antrenor și cu domnul primar.
ne-au organizat o masă de sfârșit de an și aceste idei pe care le spun aici le-am spus și dânșilor. Pentru că am văzut că s-a schimbat în bine echipa din Buzescu. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost întâlnirea din această seară cu Sport Sud Special. A fost prima ediție a emisiunii noastre din anul calendaristic 2015. O vom ține așa până la concediul de vară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Domnule profesor, vă mulțumesc și Mulțumesc. dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc că ați venit încă o dată. Multă baftă la Universitatea Alexandria, multă baftă în cariera de antrenor și cu siguranță vom avea ocazia să ne vedem și cu ocazia altor subiecte și evenimente. Dragi prieteni, ne vedem și pe sportsud.ro. Rămâneți în continuare pe Media Sud. În câteva minute avem știri. Până săptămâna viitoare, la revedere!